Hai să zicem, 20%, că mai puțin decât un sfert, 20%. Sfertodocți suntem. Și ce ne leagă pe noi? O relație strânsă, o relație sănătoasă. Dar cum se creează o relație sănătoasă între doi parteneri de secție diferite, dacă nu, sau chiar dacă nu de același sex? Și același sex. Ne poate spune Nina Paraschivescu, fondatoare de școală de coaching. Să rămână, bună dimineața! Bună dimineața! Bună. Astăzi vorbim despre atracție versus compatibilitate. Sau despre chimie versus compatibilitate. Fizică. Ce, mă? Fizică. Fizic. Sunteți pregătite pentru întrebările noastre? Hai să vedem. Chimie sau compatibilitate? Ce ați alege? Atunci când vorbim de o atracție chimică, da, de o atracție fizică, intensă, la prima vedere între doi parteneri, da, adesea cei doi nu sunt și foarte compatibili. Și relațiile bazate doar pe chimie, nu și pe o compatibilitate, nu perfectă, dar măcar un 70-80% să țintim o compatibilitate, se sting. Pentru că atracția fizică este ca un foc de paie. O reacție chimică. Apare procesul de îndrăgostire. Undeva cam un an și jumătate. Este un cocktail hormonic de dopamină, oxitocină, endorfine. Ne îndrăgostim. Este dorința speciei de a fi perpetuată pe mai departe și dacă în această perioadă am ajuns să fim în angajamente cu partenerul nostru, atunci poate mai lucrăm la relație, poate. Iar dacă nu am ajuns în aceste angajamente și poate nici nu ne dorim sau avem compatibilități foarte diferite, valori foarte diferite, da, atunci intervine o perioadă de atașament care durează până la maximum 3 ani și ulterior, cam la 3 ani, 4 ani, relațiile se desfășoară, care nu sunt bazate pe compatibilitate. Atenție, asta nu înseamnă că nu există căsnicii de o viață. Dar, cam în ce procent ar trebui să fie, dacă putem să le cuantizăm? Adică, să zicem că e chimia aia la început și după aia compatibilitatea este un pic peste 50%, dar am putea să muncim noi împreună să dezvoltăm compatibilitatea. Să ajungem la un 80-90. Exact. Când vorbim de compatibilitate, vorbim de compatibilitate pe valorile care sunt importante în viață. Adică vorbim de compatibilitate la nivel de familie, da, ne dorim sau nu o familie, ne dorim sau nu copii. Și dacă ne dorim, ne dorim împreună. Deci planuri de viitor. Da. Apoi stil de viață, da, ce ne place să facem. Pentru că dacă un partener, și nu muncește. Sau dacă un partener, de exemplu, se vede lucrând într-o corporație și ascensionând acolo și având o carieră extraordinară, iar un alt partener se vede cu rucsacul în spate călătorind în nu prea merge, țări exotice, nu prea sunt compatibili cei doi. Vorbim apoi de religie și de spiritualitate, iarăși un element foarte important și adesea neglijat. Da? Contează atât de mult? Adică apar certuri dese de la așa ceva? Pot apărea, pentru că aici intervin și familia de origine, intervin valori de care noi nu suntem conștienți decât în momentul în care suntem puși în situații care ne scot din zona de confort. Okay. Nu ne dăm seama că ne dorim un partener poate de aceeași religie cu noi sau să ajungem la un numitor comun într-un final cu o dorință comună decât în momentul în care suntem scoși din zona noastră de confort. Mai vorbim de compatibilitate și pe muncă și pe gestionarea banilor, de exemplu, ariile care sunt importante în viață. Și care e cea mai eficientă modalitate să, nu știu, să ne aliniem la principiile sau valorile celorlalte? Ne punem la masă și le discutăm, le luăm pe puncte? Atunci când ne alegem un partener pe termen lung, de exemplu, o soție, un soț, ne dorim angajament, ne dorim să ne așezăm, cum s-ar spune, este bine să nu permitem acelei chimii, acelui cocktail hormonic să intervină încă de la prima vedere. Adică să ne temperăm un pic focul acela, să-l ținem mai mocnit, un pic mai mocnit, da, pentru a cunoaște persoana. Pentru că dacă ajungi să te îndrăgostești, pentru o îndrăgosteală va urma o întreagă perioadă de gestionare de, iată, un an, doi, trei sau fiecare. Reiau întrebarea și vreau să închei cu asta, pentru că eu vreau un procent. De la ce procent în sus merită să lucrăm pentru compatibilitate?
Adică dacă suntem 10%, nu bănuiesc că nu merită să mergem încolo. Dar dacă suntem un 45% și chiar ne dorim chestia asta, putem să lucrăm la ea? Merită? N-aș merge pe o măsurare cantitativă, cât aș merge mai degrabă pe o măsurare calitativă. Pentru că noi putem fi compatibili în procent de 60%. Să spunem, ok, este peste 50%, da, deci merită să lucrăm să ajungem la un 70-80%, da, cât dar în puncte nu foarte esențiale. Recomandat. Dar ce te faci dacă nu ești compatibil de la 60% la 70-80%? De exemplu, unul își dorește copii, celălalt nu își dorește copii. Și e super important asta. Și este super important, exact. De aceea aș merge pe calitativ și pe ceea ce simt cei doi parteneri. Deci e bine să aibă și pasiuni diferite, e bine să aibă și puncte în care nu sunt compatibili, să le facă separat. De fapt, noi chiar ne îndrăgostim de opușii noștri, nu ne îndrăgostim de o persoană. De asta îmi place, bă, de fel tine. Ca noi. Niciodată nu ne vom îndrăgosti de cineva care este la fel ca noi. Nu doar că nu există, dar te vei îndrăgosti de cineva care este opusul tău, care are hobby-uri diferite, care are, de fapt, acele părți pierdute ale sufletului tău. Să mai veniți pe la noi, că noi mai avem întrebări. Deci, calitativ, mare nu drag, cantitativ. Asta este concluzia. Bravo, frate! E foarte bun. Bravo! Mulțumim frumos! Să aveți o săptămână mai frumoasă decât primele ore din ziua de azi. Cu mare drag! De afară! Diana, calitativ sau cantitativ cu domnul Dari acolo? Întotdeauna calitativ și nu cantitativ. Domnul Radu aici pregătește cozonacii de Paște deja, e, exact, da, am zis să ne antrenăm, Diana, pentru săptămâna viitoare, când vom cozonăci și vom cozonăci. Nu mâine, nu-i poi mâine, știi?